Deci, dacă ar fi să dau un sfat Chiar te rog. vreodată, nu prea dau sfaturi sau dau fără să-mi dau seama că mă ia gura pe dinainte, dar dacă merg pe logica mea, nu prea dau sfaturi. Dar cred că cea mai puternică formă din lumea asta de subzistență, de trăire, de orice este rugăciunea. Deci, eu, dacă omul ar înțelege ce forță are rugăciunea, ar rezolva totul în viața lui. Dacă copiii ar fi educați de mici în puterea rugăciunii, ei ar rezolva viața lor, ar fi mult, mult mai frumoasă și mult mai lină, mai spectaculoasă. Rugăciunea, de fapt, ce este ea? Că eu mă rog, da, dar n-ar trebui să mă rog cu convingere, cu credință, pentru că o rugăciune pot să spun și eu acum și spun niște cuvinte La și ce te asta e tot. referi? La rugăciunea că Rugăciunea eu spun aceea, Tatăl nostru da, exact, sau... pentru că mie mi se pare, văzând ce se întâmplă în societatea de astăzi, da? Mergem la biserică, de fapt nu prea mai mergem la biserică. Când ieșim din biserică, începem să ne certăm unii cu alții, începem să bârfim, începem să invidiem. După care, vorbeai de copii. Copiii au ore de religie la școală. Ce crezi? Le fac, nu le fac, chiulesc. Oamenii se duc de Paște sau se duc de Crăciun și fac toate ritualurile astea, știi, trec prin ele. Dar pe urmă îi vezi cum țipă, urlă, râd, se îmbată, înjură. Știi ce vreau să spun? Și atunci, revenind la această rugăciune a ta, cum putem noi să ne rugăm astfel încât să, într-adevăr, să ne transformăm viața? Pentru că, iată, mergem la biserică și nu uităm de prostiile din capul nostru și de comportamentul ăsta fatidic. Da, pentru Pe bune, deci că, cum? Fă-mă, convinge-i pe păi toți de uite, aici. Da. încerc pe cât pot, Da. încerc să, dacă eu mă rog numai o dată la 3 luni, rugăciunea nu se întâmplă. Dacă eu îmi trăiesc forma de viață ca o rugăciune, atunci se întâmplă. Pentru că, cu siguranță toți scădem. Toți ajungem, pentru că n-ai cum să nu cazi. Pentru că viața este o continuă urcare. Eu și îmi spun mie, zic, Doamne, ține-mă în urcare ca să ne ajung în vârf. Pentru că dacă ai ajuns în vârf, Așa. din vârf, în spatele tău, vin alți oameni care trag să ajungă ca și tine în vârf și când ajung în vârf, te împing pe tine. Nu, în vârf nu poți să stai foarte mult. Stai o perioadă de timp și atunci tu cazi. Iar forma noastră de rugăciune nu trebuie să fie când ne amintim noi. Știi că se spune că cel mai bun doctor care te face să ajungi la Dumnezeu este un necaz. În momentul în care tu ai avut o lovitură, primul lucru pe care îl faci este să întorci, chiar dacă ești necredinciosul, nu ai Așa e, fost niciodată în ateu. viața ta la biserică, Da. nu te interesează să spui cu vehemență că nu există Dumnezeu. Dacă ai un necaz uriaș, imediat ai zis, Doamne, te rog, salvează-mă. Așa este, E, da. problema mea este să nu ajung în clipa aia să-L rog pe Dumnezeu, Doamne, salvează-mă, ci toată viața mea, de dimineața până seara. Ce facem noi, practic, prin rugăciune? Ce fac eu? Eu, Ovidiu. Eu singur. Nu știu dacă exemplul meu, dar sper să fie important pentru oameni. Eu mă conectez în fiecare dimineață cu sursa vieții. Sursa vieții, viața asta care vine în orice în lumea asta și orice plantă, orice vietate, orice caută lumină. Orice, dacă te uiți, un pom ținut în întuneric se strâmbă, se întoarce, se face să caute lumina. Exact același lucru ar trebui să facem și noi. Noi uităm, pentru că avem lumina artificială, ne-am Da. creat confort, căldură și așa mai departe. Și uităm lucrul ăsta. Corect. E, eu în fiecare dimineață, dar în fiecare dimineață, mă conectez la sursa vieții. Mă rog, îmi pun măcar 5 minute, dar eu fac o oră, de rugăciune profundă, în care spun, așa este făcută și cu rugăciuni pe care le știu și le-am învățat în școală de la bunici și așa mai departe, dar și cu rugăciunile sufletului meu. În momentul în care eu m-am conectat la sursa vieții, această sursă, toată ziua o am în mine. Deci nu este o chestie pe care am scos-o și gata, dintr-o dată ies pe stradă și încep să înjur și fac și tai cu sabia, cu omor oameni, cine știe ce nenorociri. Nu, pentru că ea mă călăuzește, ea vine în mine
și în permanență o simt lângă mine. Câteodată aud, mă crezi. Uite, pot să-ți dau un exemplu care e foarte, mi s-a întâmplat de foarte curând. Am o casă la țară, am mai vorbit oricum, e neinteresant asta, o cabană undeva spre deal munte. Și mă duc des acolo și aveam un boiler de 20 de ani cu care mă încălzeam, îl băgam în priză. Și în ultimul an tot auzeam niște voci, pentru că a te conecta cu sursa vieții este o conectare prin conștiința noastră. Și conștiința mea îmi dă voci, îmi spun când sunt în pericol, îmi spun, au niște voci pe care noi, tu nu le auzi niciodată dacă tu ești rupt total de credința cumva... că dincolo de tine există cineva, îngeri, părinții tăi care nu mai sunt lângă tine, bunicii tăi, străbunicii tăi. Noi credem că e gata, s-a rupt total, rămâne în amintirea noastră, a fost și tata. Nu așa e în ortodoxism, adică odată ce ai murit, ai murit, te-ai dus. Nu, din contră, e o legătură perfectă. Din contră, eu sunt în comunicare permanentă cu toți străbunii mei. Religia creștină este o religie atât de legată între bunici, străbunici și toate spiritele care au trăit înainte sunt legate cu spiritele noastre. Biserica însemnând în cu toții. Da. Cu siguranță că sunt în noi. Da, absolut. Da. Și atunci, eu, în momentul în care eu m-am conectat cu sursa asta, cu lumina asta, această lumină îmi călăuzește toată ziua, deci nu este o chestie. Și atunci eu pot să întrepătrund în toată forma asta de rugăciune, pot să întrepătrund și problemele esențiale. Și îți povesteam, am un boiler și boilerul ăsta de un an de zile trebuie să-l schimbi. Tot auzeam chestia asta, trebuie să-l schimbi. Și mă crezi că acum vreo lună, o lună și ceva, am descoperit că îmi curgea apă pe lângă firele electrice. Și am făcut, pentru că vedeam că apa aia curgea undeva în picături mici, undeva în care eu vedeam, zic, băi, de unde e apa asta? Nu se poate, totuși de la boiler, dar boilerul nu curge. Eu nu observasem chestia asta, ea se prelingea foarte ușor. Eu puteam să fiu electrocutat de zeci de ori, nu odată. Da, corect, așa. De zeci de ori. Și până la urmă l-am schimbat. Dacă eram foarte atent, aș fi făcut-o imediat. Dar tot am zis, poate mă înșel. Crede-mă că dacă în fiecare dimineață te vei conecta cu lucrul ăsta, viața ta și ești atentă la ce îți spune conștiința, vocile, îngerii, ce vrei tu, cum vrei să le spui, sunt sigur că viața ta va fi luminoasă de jur împrejur.